Vă salut, sunt Jardă Vasile, mă aflu din nou pe acumularea Rogojești și astăzi am testat cu succes noua lansetă de la Barracuda, Barracuda Razor X. Această lansetă vine în două variante, de 2,1 și 2,4 metri. Cea de 2,1 metri are doar 104 grame și cea de 2,4 metri are 119 grame. Este o lansetă construită pe un blanc de carbon, Nano Carbon Structure. Este o lansetă profesională pentru pescuitul șalăului, al știucii și al avatului. Este echipată cu inele moderne, Fuji LL Tsic, cu picior lung, care centrează foarte bine firul în timpul lanseului. Este o lansetă cu acțiune de vârf ultra-rapidă, răspunde cu promptitudine oricărui atac, indiferent cât de timid ar fi acesta. După cum vedeți, are o mandrină modernă, ergonomică, foarte practică și ușoară, cu un design plăcut, care îți face partea de pescuit mai confortabilă. Astăzi am echipat-o cu lineta Barracuda Excellence 1500 și cu firul Barracuda Challenge de 0,18 mm. Am avut destule prezentări, zic eu. Am început dimineața să pescuiesc cu acest Slim Shad de la Bir, de 8,5 cm. Am avut câteva prezentări de biban și ștucă. Apoi, când soarele s-a ridicat, am folosit Reaper de la Trapper, o nălucă Motor Oil. Am folosit și această nălucă de la Trapper Bullet de 10 cm, dar am avut doar atacuri, n-am reușit să înțep niciun pește. Și năluga cea mai câștigătoare de astăzi a fost acest wobbler fără barbetă, un Rattling de la Barracuda culoare bibanului, la care am avut cele mai multe atacuri. Motivul nu știu care să fie, cred că apa este puțin ciupită și știucile mofturoase. După cum o să vedeți în filmări, toate au fost înțepate în afara gurii. Doar au atacat năluca, nu au înghițit-o. Vă invit în continuare să urmăriți câteva drill-uri făcute cu această lansetă și cu acest wobbler de la Barracuda, care astăzi a fost câștigător. Vă doresc fir întins! Biban a atacat. E un loc destul de mare. Încerc să-l eliberez încet. Un loc soft albă de la Bir, echipată cu un micro spinner bait. Uitați și un nălucă mare și bibanul care a atacat-o. Și să le eliberez. Am mai prins un pește. Un biban, cred. Le place tare Slim Shadow de la Bir. Să le liberez. După cum vedeți, bibanii nu se sfiesc să atace și nălucile de 8,5 cm. Cred că am nimerit într-o grădiniță de știuci. Ia uitați cât e de mică. Și-a dat drumul.
încă un pește. Nu știu ce este, cred că de nouă stucă. Tot la ratlingul de la Barracuda. Ia să vedem ce pește este. Da, o stuculiță din nou. Frumușică. Dar atacă foarte prost. Nu înghit meluca. În mofturoasă e o atacă din nervi. După cum vedeți, meluca s-a desprins și a plecat. Tot la acest bobber a dat, dar nu înghit meluca. Doar se izbește în ea. Nu înghite. Trăsătură foarte puternică. Sper să fie o știucă frumoasă. Da, e o știuculiță destul de frumoasă. Prinsă la lanseta Barracuda Razor. Foarte rea. Hai să încerc să o aduc la barcă. Să eliberez pe frumusica și să sperăm că va veni când va fi mai mare. Și atac puternic pe capăt de lanseu. Oh, trebuie să fie o știucă frumoasă. Oho, o știucă frumoasă. Frumoasă. Să încerc să pot să vă arăt. Oh. Este superficial înțepată. Uitați ce frumos lucrează lanseta. Știu, știu că frumos am prins. Să încerc să pot să vă arăt. Lanseta lucrează perfect, Barracuda Razor, după cum vedeți. Este înțepată în afara. Foarte rea este, după cum vedeți. Nu am mincioc, sunt nevoit să o scot cu mâna. Sper să pot să vă arăt. Hai, hai frumos, hai! Hai frumoasă, a reușit, uite ce frumoasă. Prinsă cu lanseta Barracuda Razor și cu un ratling tot de la Barracuda.
o ștucă frumoasă prinsă la un ratling de la Barracuda cu lanseta Barracuda Razor X de 2,1 m, 728 de grame. Și acum să o eliberez. Hai, du-te frumoasă. Așa, să mai vin și altă dată. Hai, du-te frumoasă.